Scumpii mei, aș vrea să vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură din Vechiul Testament, unde este pusă în evidență o întâmplare dramatică din viața poporului evreu. Și personajele principale sunt Elisei, prorocul cu slujitorul său Gehazi. Cunoașteți situația în care Naaman vine la Elisei? pentru a-i cere să îl vindece de lepră, Dumnezeu lucrează, bărbatul acesta este vindecat, încearcă să ofere daruri prorocului, el nu vrea să primească și generalul se întoarce acasă vindecat și bucuros. Gehazi, slujitorul lui Elisei, nu era în duhul lui Elisei. El avea alte priorități, alte interese și ne spune Scriptura Că el s-a gândit cam așa, generalul e un om bogat. Stăpânul meu, Elisei, nu a vrut să primească nimic de la el. Însă este o situație foarte benefică pentru mine, pentru că aș putea să merg eu după el și să-i cer să-mi dea mie câte ceva. Nu știu când mai am șansa asta. Lucru care s-a și întâmplat. Când s-a întors, Elisei l-a întrebat unde ai fost. Și el a spus, n-am fost nicăieri. Elisei îi spune mai multe lucruri, printre care îi spune următorul lucru. Gehazi, este acum vremea să te ocupi de lucruri de genul ăsta? Este acum vremea să iei argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi sau robe? Din felul în care pune Elisei întrebarea, Înțelegem că altădată lucrurile acestea nu ar fi fost rele, dar acum erau rele. Este acum vremea să te ocupi de lucrul ăsta? Asta înseamnă că putea să fie o altă vreme când nu mai era la fel de rău. N-aș vrea să mă concentrez pe vremea rea, ci pe vremea bună și să întreb, dacă nu era vremea să se ocupe de lucrurile astea, cam de ce era vremea? Ce a vrut Elisei să spună? Dacă nu era vremea să achiziționeze bunuri materiale, de ce era vremea? Pe pagina următoare, Biblia vorbește despre situația din Samaria. Era o foamete, cum nu prea a mai fost altă dată. Și ca să vă dați seama de dramatismul situației, Scriptura ne dă câteva detalii. O să iau câteva dintre ele și o să le împărtășesc cu dumneavoastră. În Samaria a fost o foamete mare, atât de mult erau oamenii lipsiți, nu aveau ce să mănânce, încât un cap de măgar costa 80 de sicli de argint. 80 de sicli de argint înseamnă 12 kg de argint. Argintul nu are valoarea aurului, dar e un metal prețios. 12 kg de argint costau un cap de măgar. Acum, cei mai mulți dintre noi știm cum arată un măgar. Cam ce ai putea să faci cu capul de măgar? Că e numai piele și os. 12 kg de argint pentru un cap de măgar? Dar în ce situație nenorocită era oamenii ea? <laughs> și încă ceva puțin mai greu de înțeles. 750 de grame de argint pentru un castron de găinați de porumbei. Dar ce să faci cu găinațul? Păi cum ce să faci? Să-l mănânci? Că altceva nu era de mâncare. Cum să dai 750 de grame de argint pe un castron de găinați, de porumbei? Nu asta vă puteți imagina ce era acolo? Oamenii se mâncau unii pe alții. Și în situația aceasta, Ghehazi are alte preocupări. Acum înțelegem de ce l-a întrebat Elisei, mă omule, acum e timpul să te ocupi de lucrurile astea? Frașii și surori, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră următoarea întrebare. Dumneavoastră, de ce credeți că este timpul acum, în vremea asta? Dumneavoastră personal, de ce credeți că este timpul acum, în vremea asta? După judecata dumneavoastră, după lumina pe care o aveți, după felul în care înțelegeți Evanghelia și evaluați situația în care noi trăim, noi ca oameni, apoi ca oameni credincioși, cam de ce credeți dumneavoastră că e timpul acum, Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne cercetăm, întrebându-ne dacă suntem în voia lui Dumnezeu. Dacă prioritățile noastre se acordează la vremea în care trăim. Dacă lucrurile pe care le prețuim sunt la pas cu voia lui Dumnezeu. Dacă lucrurile în care ne investim resursele, de la cele sufletești, intelectuale, emoționale, până la cele materiale și de altă natură. Aș vrea să ne gândim la lucrurile astea cu toată responsabilitatea. Omul ăsta stătea pe lângă profet și l ajuta, dar s-a gândit că are o șansă în viață să strângă și el ceva. Și profetul l-a întrebat, acum ție ți arde de treaba asta? Și aduceți-vă aminte că lepra lui Naman a venit peste el. Aș vrea să ne gândim dacă felul în care noi ne organizăm o zi de viață este plăcută lui Dumnezeu. Dacă prioritățile, valorile, interesele noastre, așa cum se manifestă ele în viață, în familie, aduc slavă lui Dumnezeu. Și dacă nu cumva, întrebarea lui Elisei este valabilă și pentru noi. Haideți să ne gândim la lucrurile astea. Pentru că viața asta de pe Pământ. O folosim în multe feluri, însă unul dintre feluri este să ne gândim dacă suntem în voia lui Dumnezeu. Avem zeci de ani la dispoziție să ne perfectăm viața, să ne corectăm viața și să fim cât mai aproape de voia lui Dumnezeu. Dar asta nu în ceea ce privește formele exterioare, ceea ce privește adevărul din inimă, din suflet și din familie. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, iar Duhul Sfânt să ne cerceteze după voia lui Dumnezeu.